Uraganele sunt cele mai puternice furtuni de pe pământ și denumite, din punct de vedere meteorologic, cicloni tropicali. Arată destul de înfiorător, dar dacă știi cum să te pregătești înainte ca unul să lovească și pentru momentele imediat de după, ai foarte multe șanse să supraviețuiești. Dar, pentru început, ce este un uragan și cu ce este diferit față de un taifun? Uraganele sunt furtuni puternice unde vântul atinge cel puțin 120 de km pe oră. În centrul vânturilor rotative care distrug totul în cale vei găsi ochiul. Aceasta este o zonă de presiune scăzută și vânturi slabe cu un diametru cuprins între 30 și 60 de kilometri. Însă, odată ce ieși din acea zonă, calmul tăcut se transformă într-un haos înfiorător. Zidul ochiului este cea mai periculoasă regiune a furtunii. Este un zid de nori grei unde vântul atinge viteza de 250 de km pe oră sau mai mult. Uraganele aduc de asemenea tone de apă care pot cauza inundații în zona afectată. De-a lungul studiilor, oamenii de știință au descoperit că un ciclon tropical poate atinge până la 900 de kilometri în diametru, ceea ce este mai mult decât distanța dintre Constanța și Oradea. Deci ar acoperi întreaga suprafață a României fără probleme. În funcție de locul unde se formează această furtună masivă este numită fie uragan în America de Nord și în Caraibe, ciclon în Oceanul Indian și Australia sau taifun în Asia de Sud-Est. Aceste bestii uriașe se formează numai în apele cu cel puțin 27 de grade Celsius, iar apele oceanelor din zona tropicelor sunt tocmai potrivite. La început, această apă caldă se evaporă, formând aer cald și umed care se ridică ulterior în atmosferă, apoi aerul rece lăsat în urmă este încălzit și el alimentând tot acest proces. Ca rezultat, sunt formați nori uriași care se rotesc nebunește. Dacă cantitatea vaporilor de apă din atmosferă este suficientă și vântul bate în direcția potrivită, acest ciclu va continua. Sunt formați nori uriași din ce în ce mai mari, iar când vântul bate cu o viteză mai mare, în cele din urmă ia naștere un uragan. Acest eveniment are loc de obicei între 5 și 15 grade nord sau sud față de ecuator, unde este suficientă apă caldă care să alimenteze procesul de formare al unui ciclon tropical, iar sezonul uraganelor din Caraibe și Oceanul Atlantic începe din 1 iunie și se termină pe 30 noiembrie. Răspunsul scurt este uraganele sunt destul de puternice pentru a fi luate în serios. Cele mai mari pericole le reprezintă inundațiile, creșterea nivelului oceanelor și vânturile care pot dărâma orașe întregi. Dar există și un sistem precis de evaluare științifică, numit scara Saphir-Simpson. Cu ajutorul acestuia, uraganele sunt categorisite pe baza vitezei constante a vântului. Cunoscând unde se află uraganul pe această scară, vom putea prezice câte multe daune va provoca. De exemplu, categoria 1 este acompaniată de viteze ale vântului ce pot atinge între 119 și 153 de km pe oră și nu produc de regulă niciun prejudiciu structural semnificativ pentru casele oamenilor sau liniile de înaltă tensiune. Categoria 2 este pentru vânturile cu o viteză cuprinsă între 154 și 177 de km pe oră, Asemenea, uragane pot smulge pomii din rădăcini și să spargă geamurile sau ușile caselor. Acest lucru poate cauza pagube destul de ample provocând inclusiv pene de curent. Uraganele din categoria 3 cu vânturi care pot atinge viteze cuprinse între 178 și 208 km/h pot provoca daune devastatoare pentru că pot smulge ușile caselor. Uraganele din categoria 4 sunt alcătuite din vânturi care pot atinge viteze cuprinse între 209 și 251 de km pe oră. Ele pot rupe acoperișurile clădirilor și pot provoca daune catastrofale. În cele din urmă, cele mai puternice uragane sunt atribuite categoriei 5 de pe scara Safir Simpson, unde vântul poate atinge viteze de peste 252 de km pe oră. Aceste monstruozități pot distruge cu ușurință casele, iar regiunile afectate sunt de nelocuit pentru săptămâni, uneori chiar luni întregi. Meteorologilor încă le este greu să prezică cu exactitate când și unde se pot forma uraganele, însă vestea bună este că din moment ce se mișcă relativ lent, vei ști cu siguranță când se apropie unul. În cazul în care te afli în vacanță într-o zonă amenințată de un uragan sau locuiești acolo, asigură-te că familia ta are un traseu de evacuare. Stabiliți un loc de întâlnire în cazul în care vă despărțiți. De asemenea, îți poți transforma casa într-o fortăreață. Asigură-te că obloanele sunt rezistente la furtună și si că ușile exterioare sunt securizate. Și si nu uita să cumperi un generator care să asigure electricitate în cazul unei pene de curent. Și, si, cel mai important, pregătește o geantă de urgență din timp pentru fiecare membru al familiei care să includă 4 litri de apă potabilă, alimente neperisabile, adică care nu se strică, și si un deschizător de conserve. Asigură-te că ai un radio cu autoalimentare, o lanternă, baterii, un fluier și un clește. În cele din urmă, nu uita să pui și o trusă de prim ajutor și măști de praf. Dacă autoritățile au dat ordin de evacuare, nu încerca să faci pe eroul. Pleacă, însă asigură-te că ai oprit gazul și apa, astfel vei evita mai multe pagube și vei împiedica o scurgere de gaze. Scoate din priză toate aparatele electrice, inclusiv televizoarele sau calculatorul. Dacă ai suficient timp la dispoziție, mută cele mai de preț obiecte pentru tine la etajul superior al casei, în pod sau pe raftul de sus al dulapului. Umpleți rezervorul cu combustibil, împachetează-ți geanta de urgență, ia cu tine actele de identitate și un schimb de haine. Apoi pornește la drum și nu privi înapoi. În mod normal, acest lucru ar însemna să te îndrepți la nord față de furtună sau în interiorul statului dacă te afli pe coastă. Dar dacă decizi să rămâi, dacă din diverse motive alegi să rămâi în zona unde va lovi furtuna, este crucial să găsești un adăpost rezistent destul de încăpător pentru tine, familia ta și animalele de companie. Sunt mai multe adăposturi în zonele predispuse la uragane. Aceste clădiri te pot ține în siguranță în timpul furtunii. Dacă decizi să-ți transformi în propria casă într-un adăpost, alege o cameră care nu are geamuri sau lucarnă. Unele dintre cele mai mari amenințări în timpul unui uragan sunt dărâmăturile și resturile purtate de vânt care pot sparge cu ușurință geamurile, iar în unele cazuri chiar și ușile exterioare. Ar trebui să asiguri toate ușile și geamurile cu obloane rezistente la furtună și să te îndepărtezi cât mai mult de ele, în special de cele de sticlă. O toaletă sau o baie reprezintă un loc bun unde să te ascunzi, însă dacă furtuna lovește brusc, o altă opțiune este să te ascunzi sub o masă rezistentă robustă. Trebuie să te adăpostești cu cel puțin două ore înainte ca uraganul să lovească. Stai în interior chiar și dacă totul pare că este sigur afară. Atunci când vine vorba despre uragane, vremea se poate schimba rapid înainte să realizezi acest lucru. Apa și fulgerele puse la oaltă reprezintă o combinație foarte primejdioasă, deci deconectează de la panoul electric aparatura importantă care nu ți este necesară și nu folosi niciun dispozitiv în timpul furtunii, indiferent de caz. În timp ce te deplasezi în camera pe care ai ales-o ca adăpost, desfă trusa de prim ajutor. Ar trebui să fie un radio cu autoalimentare, îți amintești când ți-am sugerat asta mai devreme. Vei avea nevoie de el pentru a monitoriza actualizările cu privire la vremea de afară. Atunci când se va întuneca afară, nu folosi lumânări pentru că pot provoca un incendiu, folosește în schimb lanterna care funcționează pe baterii. Folosirea telefonului este nerecomandată de asemenea. Ai o singură scuză pentru a-l folosi și anume în cazul în care trebuie să apelezi serviciul de urgență din țara afectată de uragan atunci când viața unei persoane este pusă în pericol. Dar amintește-ți, dacă te afli în mijlocul unui uragan, este o probabilitate mare ca serviciile de urgență să nu poată ajunge la tine decât după ce furtuna a trecut. Stai în interiorul adăpostului cât mai mult cu putință, însă fugi din calea inundațiilor. Cu siguranță vei fi rănit dacă resturile purtate de vânt sparg geamurile casei. Singurul motiv pentru a-ți părăsi locuința poate fi dacă casa ta este avariată destul de mult și ești nevoit să mergi în casa sau la adăpostul vecinului tău. Autoritățile te ar putea instrui să faci același lucru. Nu vrei să riști, deci trebuie să te asiguri că este 100% în regulă să ieși din adăpost. Vei ști că totul este sigur odată ce semnalul de undă verde sau all clear din partea autorităților este făcut oficial la radio. Odată ce curentul electric este repus în funcțiune, verifică prima dată toate conexiunile din casă, apoi pornește fiecare aparat electric pe rând, nu toate odată nu porni echipamentele electrice sau robinetele de gaz dacă acestea au fost avariate sau au stat sub apă pentru că pot lua foc cu ușurință. Chiar și după ce primești semnalul de undă verde, trebuie să fii foarte prudent atunci când mergi afară. Pagubele produse de un uragan variază în funcție de categoria acestuia, dar copacii căzuți, firele de internet și avarierea liniilor de înaltă tensiune sunt destul de comune pentru majoritatea uraganelor. Zonele inundate pot să ascundă de asemenea diverse pericole, cum ar fi obiecte ascuțite care te pot răni foarte grav. În cazul în care intri într-o clădire cu urme de deteriorare, pleacă imediat, se poate prăbuși în orice moment. Odată ce te-ai asigurat că cei dragi ție sunt în siguranță, poți începe să te ocupi de proprietatea în care locuiești. Vezi dacă nu cumva casa a suferit daune serioase fotografiază avariile dacă există vruna, ai putea fi compensat din partea companiilor de asigurare imobiliară dacă depui dosarul în timp util. Dacă avariile sunt atât de grave încât nu mai poți locui în casă, anunță-i cât mai repede și păstrează chitanțele de la hotelul unde vei sta până la reabilitarea casei pentru că sunt rambursabile. Dacă vrei, dar totuși nu poți repara totul de unul singur, încearcă să previi răspândirea pagubelor acoperă ușile și geamurile avariate cu placaje sau orice materiale ai la îndemână și pune o prelată pe acoperiș să nu faci duș în timp ce dormi. Nu cobora într-un subsol inundat, cel mai probabil este plin de moloz și bacterii. Deci folosește pompa pentru a scoate treptat apa afară. Dacă nu poți face asta de unul singur, îi poți ruga pe pompieri care oricum patrulează încercând să găsească victime. Aruncă mâncarea stricată și dezinfectează orice obiect care a luat contact cu canalizarea, bacteriile din apă sau diverse chimicale. În principiu vei avea de făcut curățenie majoră, dar cel puțin ești fără și nevătămat. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!